Hunedoreanul Avramiancu a abandonat cursa de traversare în nota canalului Mânecii după circa 11 ore. Dacă la prima încercare l-a oprit vremea nefavorabilă, la a doua încercare, cea de vineri, bibliotecarul din Petroșani a abandonat. Avramiancu a început traversarea în dimineața zilei de 3 octombrie, încrezător în șansele de reușită, dar s-a văzut obligat să abandoneze pe mijlocul canalului din cauza curenților foarte puternici. După 11 ore de not, temerarul hunedorean a fost informat că pentru a ajunge pe malul francez mai avea încă 10 ore de not. În cea de-a doua tentativă de a traversa canalul Mânecii not, hunedoreanul a fost încurajat de profesorul său și de soția sa. Salariul minim pe economie crește cu peste 8% din 1 ianuarie 2015, iar cel mai mic salariu brut va fi de 975 de lei. În consecință, punctul de amendă va crește și el la 97,5 lei de la 1 ianuarie 2015, deoarece codul rutier stabilește că amenzile contravenționale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor amendă aplicate, iar un punct amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărârea guvernului. Astfel, cea mai mică sumă pe care o poți plăti pentru încălcarea codului rutier va fi de 195 de lei, iar cea mai mare poate ajunge și la 1950 de lei. Apicultorii vor primi săptămâna viitoare sumele promise de guvern pentru plata ajutoarelor necesare în vederea acoperirii unei părți din pierderile pe care le-au suferit în acest an din cauza vremii nefavorabile cu efecte directe asupra scăderii producției de miere, a declarat ministrul agriculturii Daniel Constantin duminică la expoziția de ovine organizată la Costești. Ajutorul financiar prevăzut pentru apicultori se ridică la 4 milioane de lei, iar fondurile necesare au fost asigurate, a precizat ministrul. Potrivit datelor Asociației Crescătorilor de Albine din județul Hunedoara, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, numai în județul Hunedoara, producția de miere a scăzut în acest an cu aproape 70%. Proprietarii pădurilor retrocedate nu vor mai putea defrișa pădurile retrocedate. Acestea ar putea fi exploatate doar prin intermediul direcțiilor silvice. Șeful ANRP spune că multe dintre pădurile retrocedate au sfârșit prin a fi masacrate de noi proprietari, copacii fiind tăiați fără a se respecta cele mai elementare norme. Pentru a evita astfel de situații, codul silvic ar trebui să prevadă ca cei care primesc în proprietate păduri să nu aibă drept de exploatare, ci să primească doar o cotă parte din lemnul tăiat sau contravaloarea în bani. Conform Institutului Național de Statistică, cheltuielile totale ale populației au fost în trimestrul 2 din acest an în medie de 2210 lei lunar pe gospodărie, 828 de lei per persoană, și au reprezentat 90,1% din nivelul veniturilor totale. Conform clasificării standard pe destinația cheltuielilor de consum, produsele alimentare și băuturile nealcoolice au deținut în trimestrul 2 din acest an în medie 41,3% din consumul gospodăriilor. O componentă a consumului cu pondere relativ mare în cheltuieli de 19,5% este legată de locuință, respectiv facturi la apă, energie electrică și termică, gaze naturale, combustibil, taxe și impozite către primării, contribuții la fondurile de sănătate și pensie. În cadrul cheltuielilor cu locuința, cea mai mare pondere au deținut-o cheltuielile necesare funcționării și încălzirii locuinței, de 15,6%. Cheltuielile pentru investiții destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodărești, cumpărarea de acțiuni și așa mai departe, dețin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației, de doar 0,4%.